Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. În această emisiune discutăm despre câteva chestiuni extrem de importante, despre Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din Pașcan, școală care, iată, a ieșit în evidență în aceste zile cu două adrese trimise administrației locale. Una semnată de 44 de profesori, învățători și personal din școala respectivă, prin care toți atrag atenția asupra faptului că în fața școlii, pe tronsonul de stradă de acolo, traficul rutier este infernal și că trebuie luate măsuri pentru protejarea copiilor. Și lucrurile chiar așa stau în zona respectivă, pentru că acolo parchează, mai ales în perioada de vârf, parchează cei care vin să-și facă piața, parchează comercianții care alimentează piața. Iar despre asta noi am mai discutat, despre faptul că sunt necesare măsuri administrative în legătură cu reorganizarea pieței și așa mai departe. Bun, cea de-a doua adresă face referire la faptul că administrația locală trebuie să pună la dispoziție o serie de spații suplimentare pentru desfășurarea activității educaționale, pentru că școala are planuri mari, iată, o clasă de pedagogie, profil pedagogic, ceea ce este o noutate pentru Pașcan. Știm că cei care voiau să urmeze o astfel de profesie trebuiau să ajungă la Iași, la Liceul Pedagogic din Iași, un liceu de altfel foarte căutat. Discutăm în cea de-a doua parte a emisiunii despre noutăți privind serviciul de salubritate de la data de 1, începutul lunii viitoare, vom avea un nou operator la Pașcan. Deci nu va mai fi societatea care în momentul de față colectează și transportă gunoi menajer, ci va fi un operator desemnat prin licitație de la Iași, în subordinea Asociației Județene, la care noi am aderat încă din anul 2009. Și vor fi reguli noi în ceea ce privește programul de colectare, colectare selectivă și așa mai departe. În mod evident, Pașcaniul rămâne în schimb cu o problemă, și anume, ce anume se va întâmpla cu această societate locală, fost operator în ceea ce privește serviciile de salubritate. Ei bine, conducerea de acolo a propus un plan de reorganizare a activității, iar consilierii îl dezbat în aceste zile, va fi supus aprobării în ședința care va avea loc săptămâna viitoare. Bun, despre toate acestea vom discuta cu invitații mei. În prima parte, chiar cu directorul Liceului Tehnologic, domnul profesor Gheorghe Spiridon. Bună seara, bine ați venit! Seara, bine v-am găsit! Bun, domnule profesor, jumătate de oră la dispoziție. Avem să discutăm despre problemele școlii, dar mai ales aceste demersuri care mi s-au părut nu doar îndrăznețe, dar și interesante. Să pornim de la această chestiune privind circulația rutieră din fața școlii. Chiar sunt probleme serioase acolo, le-am observat și eu nu odată, de mai multe ori. Într-un fel, ele au fost discutate, semnalate de mai multe ori în ședințele Consiliului Local. Și noi am scris o știre, am difuzat-o ieri în buletinele de știri. Cei de la primărie spuneau că ceea ce dumneavoastră ați adus în discuție urmează să fie pusă în discuția Comisiei de Circulație atunci când se vor întâlni în următoarea ședință. Așadar, care sunt problemele de acolo și 44 de semnături înseamnă mult? Da. Așa cum ați punctat și dumneavoastră, traficul prin fața liceului nostru este infernal. Mai ales la orele de vârf. Dimineața când vin părinții cu copiii la școală, pe lângă părinți vin și cei care fac piața și parchează. Mai avem și niște camioane care parchează pe această răduță și vă dați seama că ocupă un spațiu foarte mare și constituie un real pericol pentru elevii școlii noastre și numai pentru elevii școlii noastre și pentru elevii de la Iordache Cantacuzionă, la școala 3, că noi suntem obișnuiți cu școala 3, așa, care locuiesc în cartierul nostru, în partea vis-a-vis de noi, și au de trecut prin fața școlii. Și să-i vedeți pe acești micuți de clasă pregătitoare, care de fapt sunt copii de grădiniță printre și clasa mașini, întâi, printre mașini se strecoară și oricând se poate întâmpla un accident. De aceea, colegii noștri nu m-au lăsat pe mine să fac ca director, zic că poate o să fie, efectul va fi mai mare dacă fac ei adresa.
Deci în numele întregului colectiv s-a făcut adresa, eu n-am făcut decât deci, să inițiativa aparține... Inițiativa aparține colectivului de cadre didactice și personalului auxiliar, care au observat acest fenomen și au spus că poate va avea un efect mai mare faptul că ei se adresează Consiliul Local și Primăriei și eu n-am avut decât să pun ștampila și să trimit decizia. Și eu sunt de acord, bineînțeles, nu? Ați crede că nu sunt de acord cu așa ceva. Trebuie luate măsuri. Un domn consilier a venit cu ideea foarte bună de a pune... Sigur, nu putem interzice să treacă mașinile pe acolo, că sunt oameni care locuiesc în zonă, care vin la piață, dar să fluidizeze traficul printr-un singur sens. Cred că ar fi și așa ar fi bine. Sau să restricționeze, cel puțin mașinile mari, nu mai au ce căuta acolo. Să restricționeze numai riberanii. Să găsească o soluție. În adresă este trecută această propunere. Am propus să... Dar nu, să aibă acces doar cei care locuiesc da, acolo. Dar și, nu-i cu titlul de obligativitate. Domnilor de la Comisia de Circulație... Este o propunere. Da, este o propunere. Propunerea mi se pare pertinentă. Da. Să aibă acces acolo doar mașinile școlii. Și cei care locuiesc în zona respectivă să fie practic interzis staționarea mașinilor. Pentru că cei care vin la piață au o parcare destul de mare în spate și pot parca foarte bine și mult mai aproape decât parcarea asta, unde, strada asta unde se aglomerează atâtea mașini și pericolul de accidente. Bun, între duminica mașini. Nu sunt cursuri la școală, dar duminica acolo este infernal de circulat. Da, deci este infernal. Se fac rânduri, stau mașinile pe rând, câteva rânduri, una în spatele celeilalte și foarte greu se poate ieși de acolo. Da, dar și duminica mai avem activități, pentru că sunt foarte multe activități extracurriculare care se fac duminica. Diverse proiecte și chem duminica elevii la școală și se poate întâmpla și duminica un accident, nu neapărat în cursul săptămânii. Bun, și școala are, sunt mașini și ale profesori de la școală. Unde da, parcați? Le parcăm tot în față, dar dacă o să fie interdicție, o să le parcăm și noi în altă parte. O să găsim o situație în parcarea mare, undeva o să le parcăm. Să fie amenajat? În curtea școlii era ideea că în curtea școlii. În curtea școlii nu prea avem voie să facem parcare. Vă dați seama, se întâmplă un accident în curtea școlii, se duce un copil, ăștia micuți, se duc să joacă la mașină. Știu eu, se poate accidenta pentru că au băgat degetul la roată sau știu eu ce a făcut el acum. Este responsabilitatea noastră, așa că nu putem risca. Asta am zis că dacă o să fie interdicție și pentru noi, și noi vom parca în alte locuri. Domnule director, de când sunt astfel de probleme cu aglomerațiile, cu mașini din... Sunt de câțiva ani. Strada nu a fost aglomerată, așa aglomerată cum este acum. Acum, probabil, acum crescut numărul de mașini în localitate și fiecare, mai ales și părinții au o vină, pentru că își aduc copilul chiar până dacă ar putea să-l bage în curtea școlii cu mașina. E bine să parcăm în altă parte, să venim cu el de mânuță ca să nu mai aglomerăm acea porțiune de stradă. Păi, vă spun că nu prea ai unde, mai ales dimineața, unde să-ți lași mașina. Da, este foarte aglomerat în zona. Pe strada Crinilor nu prea ai voie să oprești. La rond acolo se aglomerează, n-ai unde să oprești. E, într-adevăr, e o problemă și cu... Bun, și ce speranțe aveți? Ați discutat cu cei din administrația locală? Aveți un răspuns? Da, avem o promisiune că se va lua în calcul și vor discuta problema și o să rezolve, o să găsească o soluție. Sperăm că o să găsească și asta mă bucură că suntem luați în... Bun, ați primit semnale și de la părinți? Da, sigur. Au fost părinți care au venit și au spus că ar fi, încă nu, foarte mulți chiar și-au exprimat părerea că ar trebui fluidizat traficul în zonă și s-au restricționat. Bun, vom vedea care va fi răspunsul Comisiei de Circulație. Acolo sunt specialiști, reprezentanții ai Poliției de Circulație, Poliție Locală și așa mai departe. Sunt oameni care au o altă perspectivă tehnică asupra modului cum se circulă în zona și sunt aproape convins că vor veni cu soluții. Dar nu e singurul caz. În Pașcani sunt astfel de blocaje și la alte școli. La Miron Costin sunt blocaje, se circulă cu greutate pe două benzi, mai ales în perioadele de vârf, pentru că toată lumea parchează, că nu are unde să parcheze, toată lumea parchează pe trotuare, pe marginea străzii. Apoi, în fața la Sadoveanu, la Colegiul Sadoveanu, e o mare problemă în perioada de vârf,
parcarea aia din fața sălii de sport este neîncăpătoare, mai ales când vin părinții cu copiii la antrenamente. Acolo e o nebunie, mai ales seara. Nu... Trebuie făcută o ordine, trebuie găsită o soluție și acolo pentru fluidizarea traficului rutier și acolo chiar au fost și accidente, câteva accidente pe care noi le-am relatat la momentul respectiv. Așadar, o atenție mai mare privind fluidizarea traficului rutier și, da, cred că este nevoie de un studiu, așa cum unul dintre consilierii pășcăneni a propus de câteva ori, dar nu s-a decis nimic în sensul ăsta, un studiu de fluidizare a traficului în tot orașul ar fi necesar, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe mașini, mai ales în ultima perioadă. Bun, domnule director, vă extindeți activitatea. Iată, o clasă de pedagogie. De ce? De ce la Pașca? De ce? Pentru că sunt mulți tineri din zona Pașca, mulți absolvenți ai claselor a 8-a, din zona Pașcan, care și-ar dori să urmeze cariera didactică, dar care, datorită posibilităților materiale precare ale părinților, nu pot să urmeze cursurile liceului pedagogic din Iași, așa că rămân să facă alte meserii pe care poate nu le iubesc atât de mult. Eram obișnuiți cu drumul Iașului. Cine voia să se facă, iată, învățător, trebuia să meargă până după Copou. Da, la Vasile Lupu. Exact, la liceul pedagogic. Noi am solicitat o inspecție a RACIP. Este o inspecție periodică care trebuia să o facem la 5 ani după ce am fost acreditați ca liceu economic. Și am făcut-o pe toate nivelurile, pentru că așa este corect. Legal, din 5 în 5 ani, fiecare nivel al unei școli, nivel de pregătire, primar, la noi, bună oră, primar, gimnazial, liceal, profesional, trebuie să primească vizita RACIP și să îți confirme că ai condițiile necesare de desfășurare procesului instructiv educativ în bune condiții. Ei, noi am solicitat acest lucru de la RACIP, nu ne-am așteptat că o să fie un cost atât de mare, depășit 200 de milioane vechi. Așa, ne-am dus la primărie, am găsit înțelegere și am primit bani și pe lângă evaluarea periodică am solicitat și autorizare pentru o clasă de pedagogic în ideea asta, ca elevii să poată... Și ați obținut autorizația? Am obținut autorizația, se poate verifica pe internet, dăm RACIP și vedem autorizările care s-au făcut în... De când? Noi suntem autorizați din august. În august am primit, de acum trebuie ordinul ministrului, dar ministrul acum încă nu se știe cine-i, știți? Probabil după ce o să așeze lucrurile acolo sus, o să primim și ordinul, că e obligatoriu, nu poate ministrul să refuze. Și ordinul ar fi începând cu anul școlar viitor, da. Voi propune în proiectul planului de școlarizare o clasă de pedagogic cu profilul învățător-educator. Și cum vor avea acces elevii la această clasă? La câte locuri vor fi? 28, așa, 28. La clasele de liceu, 28 și... vor avea exact ca la liceu pedagogic, exact aceleași condiții o să fie puse, pentru că este în clasă de pedagogic. Deci, da, și... sună straniu, liceu tehnologic economic, iată, cu o clasă... S-ar putea să schimbe denumirea liceului. S-ar putea să schimbe denumirea liceului, pentru că și atunci când am transformat, când am primit autorizarea, acreditarea pentru liceu economic, am fost întrebat ce nume punem la liceu și pentru că era economic, trebuie neapărat și tehnologic. Acum s-ar putea să fie simplu liceul Nicolae Iorga Pașcan. Care are, mai multe secțiuni. Da. Bun. Deci o clasă, profil pedagogic foarte bine, foarte bine venită pentru zona asta. Da. Ați avut solicitări în sensul ăsta? Am avut solicitări, nu avem, că n-am putut să spunem la nimeni că avem clasă până când nu avem autorizare, dar avem copii care s-au transferat de la pedagogic la noi, tocmai din această cauză. Părinții nu mai aveau posibilitatea să-și poarte copilul la Iași, pentru că nu le permite situația materială și l-au adus la noi, pentru că după terminarea liceului, chiar am întrebat, da, de ce vine la noi? Păi zice, după terminarea liceului, zice, avem posibilitatea să ne angajăm. Ba mai mult, și în timpul vacanțelor de vară, dacă luăm așa adunarea de la cazane, de la porțile de fier și până la mare, o să găsiți elevi de-ai noștri, elevi care sunt în vacanță, deci nu absolvenți, care
lucrează la diverse restaurante, moteluri, știu eu ce... Îi urmăriți, știți pe unde se fost, am fost la Orșova și am dat de... E bine că le purtați de grijă și după. Îi urmărim, dar am avut, anul ăsta n-am mai avut în Italia, dar în ceilalți ani am avut elevi care au plecat în Italia și am încheiat un fel de minută cu italienii și am primit laude, după felul cum s-au comportat. Că sunt pregătiți pentru sunt pregătiți, da? Și chiar am fost, să știți că asta e mândria și satisfacția. Satisfacții materiale profesor nu prea are. Dar ai satisfacție când vezi că primești laude la cineva, uite, din școala ta s-au ridicat niște copii buni și... Bun. Întrebarea mea are sens, pentru că în ultima perioadă numărul copiilor a scăzut și numărul elevilor la școală de asemenea a scăzut. Sunt... Populația școlară, în general, în Pașcani a scăzut, tocmai datorită îmbătrânirii populației și tineretul a plecat în străinătate. Vă dați seama că sunt două cauze care fac ca numărul... Dacă eu, acum 20 de ani, când acum am vreo 20 ceva de ani de când sunt director, aveam până la H, clase, pe nivel, acum am două sau trei, maximum. Da, deci se simte lucrul ăsta, nu doar la Pașcani, se simte în toată țara. Ăsta e motivul pentru care v-am întrebat dacă credeți că această clasă va avea solicitări. Eu sunt convins că o să avem solicitări, atât doar că Aracipu, când a venit, ne-a dat autorizarea, însă ne-a sugerat ca o serie de cabinete să fie mutate în spații mai largi. În special biblioteca școlii. Biblioteca școlii trebuie să fie mutată într-un spațiu mai larg, pentru că noi avem un depozit de carte și avem o altă sală, unde e sala de lectură, un fel de 3 în 1. Și eu zic că ar fi bine să fie separată cu măcar cu câteva mese de studiu, pentru că un elev de la pedagogic va avea nevoie de o anumită bibliografie, merge în bibliotecă, studiază, știți, deci... Sunt și cărți de specialitate, de specialitate care sigur că da. Bun, deci este motivul pentru care a solicitat spații suplimentare pentru... Da. Acesta este motivul pentru care, și plus de asta, mai avem bunoară și cabinetul psihologului și a profesorului de sprijin, pentru că noi avem și profesori de sprijin în școala noastră și acolo trebuie cumva un cabinet aparte, să fie mai intim, să fie securizat cu dulapuri, pentru că ei scriu profesorul psihopedagog și profesorul de sprijin, fac niște constatări. Ei, acelea nu trebuie să ajungă la publicul larg, ei privește pe profesor, pe părinte, nici eu n-am acces la așa ceva. Așa că trebuie o încăpere separată. Și pentru bibliotecă și trei cabinete, dacă trei cabinete, am reținut bine. Da? Da. Bun. Și aceste spații le-ați și identificat, da? Eu știu că acolo... sunt niște spații pentru că acolo a fost domnul Ienea cu școala post-liceală a dumneavoastră. Vorbim de spațiu, clădirea administrativă din Piața Deal, acolo unde a funcționat Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt. Sunt spații care au fost... folosite chiar pentru folosite învățământ. Pentru învățământ. Și cred că ar putea fi date în folosință școlii. Acolo vreți dumneavoastră să ajungeți, vrea, da? Pentru că sunt, eu cunosc foarte bine, v-am spus că am colaborat foarte bine cu domnul Ienea, care este președintele fundației și cunosc spațiile și dacă sunt libere și nu sunt ocupate, să le dăm o utilizare, mai ales că noi avem nevoie. Avem nevoie ca de aer de cred că de le veți obține. Cea mai mare problemă, în schimb, acolo este lipsa încălzirii, având în vedere că, iată, Pașcani nu mai are sistem centralizat de încălzire funcțional, nu mai are operator care să furnizeze căldură și astăzi chiar s-a discutat în comisiile de specialitate, săptămâna viitoare urmează să fie aprobată un proiect de hotărâre prin care școala va beneficia de un spațiu pentru centrală proprie. Să dea Dumnezeu să ne aprobe, pentru că este în interesul tuturor, în întregii comunități. Nu facem eu, cum să vă spun, să-mi facă mie un moft sau colegilor mei. Este ceva pentru comunitate. Bun, și... dar în ce etapă vă aflați cu documentația sau cu contractul? Pentru că odată ce se va aproba acest proiect, trebuie să vă apucați de treabă, nu? La ce vă referiți? La... Cu centrala termică. Cu centrala termică. Adică cum veți rezolva problema? Noi deja am rezolvat problema cu gazul.
gazul metan. Domnul care reprezintă firma a venit la mine, am discutat cu dumnealui și a spus că de îndată ce termină grădinița din Vale, vin la noi, pentru că se răcește vremea și o să avem nevoie cât de curând de căldură. Acum problema ar fi și la instalația de încălzire din interiorul școlii. Avem țevele din 1980, sunt fisurate. Dacă o să veniți odată, chiar o să puteți vedea că în fiecare clasă sunt 2-3 manșoane puse pentru că au plesnit și a venit instalatorul și le-a pus manșoane. La subsol iarăși au fost avarii repetate în iarna trecută. Deci sunt o serie de probleme, dar acum măcar o spălare chimică să fie la calorifere și instalație, pentru că dacă pătrunde mizeria din calorifere, vă dați seama cât mult s-a depus în calorifere și în instalații de atâția ani, 39 de ani. Dacă intră în centralele astea moderne, se blochează și stăm în fric. Și după aceea o să fie vina directorului, nu o să mai fie vina nimănui, zice că directorul. Deci prioritatea este să fie montate aceste să fie centrale, centrale, după care să fie reabilitată și da? Da, da. Aici bănuiesc că o să fie mai simplu, pentru că e o curățenie chimică și domnul a spus că se rezolvă. Deci vă așteptați ca până la venirea iernii această problemă să fie rezolvată? Eu încep să am certitudinea, pentru că am vorbit și cu domnul primar și cu domnul viceprimar și cu doamna viceprimar și cu toți care factorii de răspundere din primărie și au spus că și am primit și o parte din bani, pentru că asta e de fapt principala problemă. Nu voiau să ne instaleze centrala, că nu erau bani virați. Acum avem bani virați, o parte, nu sunt toți, dar oricum pot să înceapă activitatea și să o termine, că nici banii nu poți să-i dai înainte de a termina lucrarea. Categorie. Da. Bun. Domnule director, am discutat despre această nouă clasă, profil pedagogic, dar nu pot să nu vă întreb, pentru că e mare solicitare, mare aglomerație la acele clase 1-4 cu program prelungit. Tot mai mulți părinți aleg această variantă de a aduce copiii la școala pe care o conduceți, pentru că după orele de curs, după ora 12 până la ora 4, copiii mănâncă, își fac temele, au participă și la alt fel de programe, tot cu învățători, ceea ce este foarte bine. Aveți solicitări, aveți de gând să suplimentați numărul de clase în acest sens? Este vorba de alternativa educațională step by step, o alternativă modernă, occidentală. Am introdus-o acum 13 ani, de acum suntem, am intrat în al 13 ani de când funcționează această alternativă. Anul trecut, având foarte multe cereri, am propus pentru anul școlar în curs două clase pregătitoare. Inspectoratul ne-a înțeles, inspectoratul școlar, ne-a dat aprobarea, cu toate că vă dați seama că le cresc lor numărul de norme, pentru că sunt doi învățători la clasă. Însă, în anul școlar următor, nu mai putem, am făcut chiar ieri o ședință de Consiliu Profesoral și să vedem dacă mai avem posibilitatea să mai băgăm o clasă pregătitoare față de step by step, față de ce aveam noi, adică să mergem pe două clase. Dar aveți solicitări, nu? Avem solicitări, dar nu avem spațiu. Nu mai avem spațiu, efectiv. Nu mai putem să nu avem sală de clasă care să poată fi ocupată până la ora 4. Primăria nu poate interveni da, aici dar ne trebuie să ne construiască un alt corp de clădire. Altă soluție nu avem. Pentru că aici e vorba de sală de clasă mare. Este o alternativă foarte, foarte bună și părinții au început să înțeleagă lucrul ăsta. Au început să înțeleagă. Pentru că la început, chiar coleg de-al meu, soție în învățământ, știind că își dă copilul, deci acum 13 ani, își dă copilul la clasa 1, trebuie să-l înscrie la clasa 1, îi spune, păi, vină la alternativa step by step, mai uite. A, zice, da, că m-am interesat eu și un fel de grădiniță, nu-i treabă serioasă. Da, era așa o legendă da, că da, acolo nu prea se învață. Da, nu se copiii învață. Nu prea învață, mai mult se joacă. Împotrivă. Dar lucrurile par să fie exact pe invers. Da, în prima parte, deci până la 12, fac program normal, cum fac și ceilalți, de la 12 au perioada aia de masă, de relaxare, după aia, așa cum a spus și dumneavoastră, lucrează pe centri de interes și își fac temele, iar profesorii care predau au cursuri de specializare pe step by step. Deci nu poate preda oricine la step by step. Trebuie să vă întreb, pentru că discutăm despre sănătatea copiilor,
Au fost probleme semnalate în Pașcani privitor la aceste gustări prin programele guvernamentale, cornul și laptele. Au fost făcute, înțeleg, și o serie de controle, dar cert este că în unele școli s-au găsit cornuri cu mucegai. Nu un adaos alimentar, ci pur și simplu cornul care nu puteau fi consumate de către copii. Bun. Deși erau în termen, spun furnizorii, produsele erau în termen. Și explicația, trebuie să o spun, explicația lor este că acele produse, dacă nu au aditiv și conservanți, apar astfel de probleme de la împachetare sau ambalaj sau ceva de genul ăsta. Bun. Aș vrea să vă întreb dacă au fost astfel de probleme semnalate și la școala dumneavoastră, dacă ele au fost rezolvate și mai mult decât atât, iată, discutăm despre, și despre o masă pe care copiii de la aceste clase 1-4 o servesc la prânz. Dacă aveți control absolut în ceea ce privește calitatea mesei și a produselor respective. Da. Vis-a-vis de cornul și laptele, într-adevăr, am avut și noi, am sesizat și inspectoratul și celelalte foruri, că într-o zi au apărut cornuri cu mucegai, dar nu așa, mucegai lână era pe corn. Au fost făcute poze și cred că noi am fost cam prima școală care am sesizat treaba asta. Și au venit, au retras, au fost anunțați și cei care furnizau cornurile, au retras, au venit și au retras imediat cornurile. A doua zi le-au înlocuit, au dat și cantitatea de cornuri care au fost în ziua respectivă și pentru bunoară luni, și pentru luni și pentru marți. Și au început să vină după aia în control. Sigur, inspectoratul care e primul interesat, a venit de la DSP, au venit alaltă ieri, au venit de la Consiliul Județean și au verificat, dar totul s-a reglementat, deci nu sunt probleme, nu mai sunt probleme. Ei au motivat că au îmbalat de sâmbătă și erau cornurile erau calde și până luni au apărut astfel de probleme. Nu știu dacă asta e... Întrebarea mea este dacă acele cornuri au ajuns să fie distribuite, au ajuns la copii sau aveți un filtru? Nu, avem o persoană, o doamnă secretară, care se ocupă cu primirea și recepția. Doamna directoare adjunctă era în școală chiar atunci, a făcut poze, imediat a transmis la inspectorat și sigur a anunțat și firma respectivă, au venit, au luat cornurile și au cerut scuzele de rigoare, au motivat că v-am spus că au fost ambalate de sâmbătă, calde și... Bun. Și în ceea ce privește masa pentru copii 1-4? La 1-4, pentru copii de la Step by Step, aici nu mă implic eu pentru că sunt banii părinților. Părinții, în comitetul de părinți de la Step by Step, au angajat o firmă de catering. Avem mostre puse la frigider, vin periodic de la Sanipid și verifică să vadă curățenie. Aveți control asupra? Avem controle, controle peste controle. Acum să vă spun că miroase a mâncare și vine cineva de la Sanipid și zice, doamne, dar miroase a mâncare. Și ce să fac dacă miroase de aici? Bun, pune un ventilator în geam. Am pus ventilator în geam. După aia am văzut o muscă. Deci pune plasă la geam. Dom'le, nu-i intra pe geamul ăla. Da, în sfârșit. Deci suntem controlați și chiar nu vrem să avem probleme în privința asta, pentru că vedeți ce se întâmplă în țară cu... Bun. Mulțumesc mult pentru că ați răspuns invitației mele și că am discutat puțin despre aceste adrese ale dumneavoastră. Sper să obțineți răspunsurile pe care vi le doriți și în zona respectivă chiar să fie luate măsuri privind fluidizarea traficului rutier și, de ce nu, și clasele, spațiile noi pe care vi le doriți. Două, trei spații, dacă aș primi, și tot ar fi bine, știți, dar... Aș fi mulțumit. Zona respectivă tot a fost folosită pentru activități educaționale. Ar putea fi dată școlii dumneavoastră pentru, mai ales, pentru că are cabinete, nevoie. Da, pentru, da, pentru cabinete, pentru extinderea activității. Da. În schimb, rămâne deschisă această problemă cu încălzirea spațiului. Se va vedea dacă... Azi, de exemplu, a fost o propunere în Comisia Economică, ca centrala care urmează să fie pusă acolo, să preia sarcina încălzirii și clădirii despre care discutăm. Dacă se poate, n-am nimic împotrivă. Decât că să
prindem și unii și alții la plată, știți? Da, asta e ideea. Rămâne să împărțiți factura. Da. Bun. Punem punct aici primei părți a acestei emisiuni, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre noutățile în ceea ce privește serviciul de salubritate. Ce urgență aveți? Romul sau femeie, dureri din pic, greutate în respirație. Grăbiți-vă! Am exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu-i nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Conform statisticilor, elevii tăi au 70% șanse să asiste la bullying în școala în care predai. Ce ai vrea să facă ei într-o asemenea situație? Ai vrea să facă asta? E cel mai ușor. Ai vrea să facă asta? E cel mai distractiv. Sau ai vrea să facă asta? Ceea ce e, de departe, cel mai greu. În mare parte, ce o să facă depinde de tine. Tu ce o să faci? O să înveți să devină niște tipi oarecare, niște bulii sau niște eroi. O campanie anti-bullying, salvați copiii. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Exact cum am anunțat la începutul emisiunii, discutăm în cea de-a doua parte despre serviciul de salubritate, pentru că aici sunt mari noutăți de la 1 octombrie. Deci de marți, în Pașcani, colectarea și transportul va fi făcută de o altă societate, nu de operatorul local, de SECE Direxim Universal SA. Avem și un comunicat de presă, veți putea urmări și în cadrul buletinului de știri o știre pe larg în legătură cu acest subiect. Și în mod evident, în săptămâna viitoare și de câte ori va fi necesar, vom reveni pe acest subiect cu tot felul de informări, pentru că vor fi noutăți și trebuie să ne adaptăm la programul de colectare și noile reguli, pentru că sunt și reguli noi în ceea ce privește depozitarea. Bun, îl avem ca invitat pe Leonard Ursu, directorul Societății Locale de Salubritate, cel care a venit în Consiliul Local, a propus Consiliului Local un plan de reorganizare a activității. Societatea nu va dispărea, va rămâne în Pașcani, va prelua și alte obiecte de activitate, sperăm noi.
Și consilierul local trebuie să decidă în acest sens. Dar până atunci, în această perioadă, asigură tranziția. Este la punct cu aceste schimbări și asigură implementarea acestor schimbări. Bună seara, bine ați venit! Bună seara atât dumneavoastră cât și telespectatorilor noastră. Bun, să începem chiar de aici. De la 1 octombrie, un nou operator la Pașcan, Direcțim Universal ESA. Mai concret, care sunt noutățile? Așa este, începând cu 30, practic, 30 seara, Societatea de Salubrizare SCCLP Ecosalubritate ESA încheie colectarea această activitate, practic 3.8.1, care este și ramura noastră de activitate, principala, și o încheie la momentul ăsta, pentru că noul operator Direcțim Universal ESA este pregătit să salubrizeze pe area Boate Pașcan și numai, practic, se vor deschide și comunele limitrofe municipiului nostru, inclusiv Târgu Frumos, în perioada imediat următoare. În ceea ce privește Pașcaniu și elementele de noutate, aș vrea să menționez faptul că societatea Direcțim Universal nu va salubriza duminica și cetățenii trebuie să țină cont de acest aspect. În schimb, vor asigura salubrizarea sâmbătă mai târziu pentru a nu crea probleme, știu eu, din cauza depozitării necontrolate a deșeurilor. De asemenea, în perioada următoare, deci programul nu se modifică, începând de luni până sâmbătă inclusiv, rămâne același program pe care îl știu cetățenii municipiului Pașcani. Deșeurile cu două mașini, de obicei una în vale, una în deal, bineînțeles și o mașină va asigura zona imobililor, zona de case. Alt element de noutate și foarte important, lunea, miercurea și vinerea se vor ridica pentru început deșeurile selective, practic e vorba de PET și carton. Astfel, cetățenii sunt rugați să folosească mobilierul pe culori și, bineînțeles, să depoziteze aceste deșeuri pentru că este în interesul cetățenilor, al UAT-ului pe ansamblu. Costurile vor fi mai mici de operare dacă și numai dacă vom respecta aceste criterii. Vor fi, de asemenea, pe televiziunile locale, vor fi spoturi publicitare prin care cetățenii vor fi îndrumați cum să folosească aceste eurocontainere. Și încă o dată fac apel la cetățeni, trebuie și e un interes extraordinar. Știu că și primarul municipiului Pașcani mi-a solicitat o întrevedere, chiar mâine vom discuta aspecte legate de organizare în continuare în ceea ce privește felul în care va opera Direcțim, felul în care se va pregăti municipalitatea să facă față efortului, că e un efort suplimentar și sunt costuri suplimentare. Trebuie să ne gândim că o mașină are cost pe zi de măcar 355 de lei, fără a pune și munca vie. Deci fără. Deci ar fi dublat undeva 600-700 de lei. Ăsta e costul unei mașini cu tot cu desant pentru o singură zi. Deci în momentul în care operăm, o să opereze, pardon că noi ne oprim și nu vom operea, dar în momentul în care Direcțim va opera la Pașcani, costurile sunt enorme. Dacă vor vedea că nu există profit, că și pentru ei e o marfă, practic, acest deșeu este o marfă pe care îl preia, el trebuie plătit și, bineînțeles, la rândul lui, societatea, la rândul ei, vinde mai departe aceste deșeuri. O parte din ele merg pe groapa autorizată Țuțora 11, și o parte pleacă către reciclatori care, bineînțeles, prin OEREP-uri, fostele OTR-uri, vor încasa o parte din bani sau vor primi o parte din bani în urma valorificării acestor deșeuri. Bun, la această schimbare, la acest transfer nu vor fi întreruperi, sincope, da? Practic, lumea nu va simți în momentul transferului, de săptămâna viitoare, faptul că, iată, vine un nou operator. Să nu fie astfel de preocupări, că nu se va schimba, nu va fi ridicat gunoiul o perioadă de timp.
Așa este, este o preocupare deosebită a noastră, a tuturor și a colectivului societății noastre de a preda. Noi am început chiar de astăzi dosarele angajaților și mai mult nu va fi niciun fel de problemă de ordin social în ceea ce privește angajații. Toți sunt transferabili, să spun așa, toți vor merge către societatea Girexim, iar capacitatea de absorție pentru toți. Bineînțeles, s-au și discutat, știu eu, chiar s-a avansat inclusiv nivelul de salarizare pentru fiecare șofer și salubrizor. Cert este că pe 30 seara toți vor trebui, adică va trebui finalizat transferul. Această către, pregătire administrativă, exact, toată, da? Pregătirea administrativă. Mai sunt probleme, firește, sunt buletine expirate și așa mai departe, deci ca să poți prelua pe cineva care nu a avut grijă la timp, și adică nu e treaba oamenilor, însă e treaba lor atât timp cât trebuie să-și înnoiască documentele personale. Am întâmpinat chiar astăzi cu surprindere, într-adevăr, noi la asta lucrăm și am văzut că suntem pe ultima 100 de metri, să nu rămână nici măcar o zi, să intre direct în pâine la noua societate. Și bineînțeles, noi pregătim și următorul pas, care e noua organigramă a societății. Discutăm. Și bineînțeles, și bugetul vom rectifica. Imediat discutăm și despre soarta societății. Să clarificăm, care va fi programul de ridicare a gunoiului, colectarea gunoiului din oraș? Spuneați că rămâne același, adică în fiecare zi, da? În fiecare zi, începând cu ora 7:30, adică se va adapta probabil programul în funcție de anotimp, că și aici e important, dacă e întuneric. Se va lucra și noaptea? Nu se va lucra noaptea și nu se va lucra duminica. Deci nu noaptea, nu duminica. Însă vor mai fi intervenții, știu eu, poate periodice, atunci când nu se reușește, se intervine cu o altă mașină pentru a suplimenta și a sprijini activitatea. Vorbim de colectarea de la punctele de colectare care sunt stabilite în oraș, dar de la case... De la case rămâne același program care a fost și până acum. Spre exemplu, lunea, Sodomeni, Boșteni și casele care sunt în drum practic, Șoseaua Neamțului și așa mai departe, nu se face nicio modificare. Cetățenii nu trebuie să... ei nici nu o să simtă practic acest transfer. Eu sper că o să crească calitatea, nici n-are cum să nu crească calitatea serviciului, motivat de faptul că ei au capacitate mai mare și au mai multe mașini. Și bineînțeles, va fi ziua importantă de reținut, lunea, miercurea și vinerea, pentru început, și dacă cantitatea de deșeuri reciclabile este în creștere, atunci programul se va îmbunătăți și va fi efectiv în fiecare zi. Și lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să depună gunoiul împreună cu cei de la gospodărie comunală. Deci chiar comunală. Dacă sunt puse una peste deci alta, acum, acolo, din acest moment, Girexim-ul tot ce găsește abandonat pe domeniul public, ridică și totul merge în contul municipalității. Și tot ce găsește în containerele de 120 de litri, chiar dacă sunt exact vegetale sau exact în construcții. Cu o singură condiție e următoarea, să nu depășească ca și greutate și să nu poată fi ridicat de mașină sau de manipulant. Deci nu au voie să ridice mai mult de 60 de kilograme. Dacă ți l-ai umplut cu nisip, trebuie să înțelegi, cetățeanule, că rămâi cu el în fața porții. Este ce foarte clar. Ce se întâmplă acolo și cu siguranță vor fi astfel de cazuri la case în suburbii, acolo unde vor fi și alte containerele, alte, nu știu, alte gunoaie puse, depozitate în cutii până și așa la mai departe. Vă înțeleg întrebarea dumneavoastră, până la o nouă reglementare clară asupra cantității, chiar dacă fiecare familie a primit o europubelă la exact casă de 110 litri și el înțelege să scoată 20 de europubele, Girexim Universal le va ridica. Plata, în schimb, nu va fi decât asupra UAT-ului ca ansamblu, că e o factură centralizată. Cetățenii plătesc doar taxe, dar asta nu va duce pe o perioadă îndelungată decât la mărirea costului. Am înțeles. Bun. Deci neapărat trebuie să se țină cont de această colectare selectivă. Spuneți că vor avea loc campanii de informare? Sigur, în perioada următoare, Girexim Universal și, bineînțeles, asociația ADIS-ul pregătește campanii. Ei au deja campanii de informare și publicitare în presă și în televiziunea ieșeană.
Se va face sau se vor face adaptări pentru, pentru zona 1, pentru Pașcani, vor fi incluse și orașul Târgu Frumos, Hârlău și așa mai departe. Cu asociațiile de proprietari? Cu asociațiile de proprietari, cu școlile, sunt deja, au pregătit câteva campanii, nu pot să intru în detalii când mă depășește. În schimb, am discutat, am auzit și astăzi la discuția care a avut loc între reprezentanții ADIS și primarul municipiului Pașcani, că sunt pregătiți, am văzut, au venit cu niște mostre de produs, cu pliante, cu tricouri, cu șepci, cu rucsacuri, cu tot felul de chestii care vor merge către școli, bineînțeles, pentru a sensibiliza și, bineînțeles, a face în așa fel încât cetățenii să înțeleagă, să fie mai lesne. Și noutatea este că acest gunoi nu mai este transportat direct la groapa de la Iași, de la Țuțora Iași, ci trece prin stația de transfer de la Ruginoasa. Da. Ce se întâmplă mai exact acolo? La stația de la Ruginoasa vor pleca deșeurile mixte, practic, deșeurile menajere. Se vor descărca dacă în conținutul lor sunt 75%, să le spunem, deșeuri reciclabile, atunci vor merge la reciclabile și astfel operatorul primește înapoi aproximativ 800 de lei de la OTR-uri. Însă și cheltuiala este enormă în ceea ce privește, v-am spus, atât mașina și luați în calcul că dacă ar transporta Girexim-ul carton, cât carton ar putea încăpea într-o mașină care are 7 metri cubi? Undeva la maxim o tonă presat. Maxim o tonă presat. O tonă de carton, dacă îl evaluăm și îl vindem, niciodată nu vor ieși costurile corecte și va fi o pierdere. De asta este foarte, foarte important. Aici e balanța, practic, și fiecare societate și Girexim-ul, dar oricare societate, până la urmă, înființată în baza legii 31, urmărește o zonă de profit. Cert este că la nivelul județului Iași, eu nu cred că Girexim-ul este pe profit la momentul ăsta. Nu poate fi decât, probabil, în perioada următoare, când va prelua întregul județ ca ansamblu. Da, intrăm într-o zonă cu multe necunoscute și sunt convins că lucrurile se vor regla în timp, din mers. Pentru că până acum, de exemplu, acolo unde s-a intrat și se operează deja, au apărut, iată, nemulțumiri din partea administrațiilor locale care au primit facturi uriașe. Dar lucrurile, înțeleg că au fost reglementate până la urmă în cadrul Asociației Județene și vor fi reglaje cel puțin câteva luni de zile cu siguranță, pentru că inclusiv în ceea ce privește modul de depozitare a gunoiului la nivelul fiecărui... Uite, aici o chestiune de mentalitate. Practic, cetățenii au fost până în prezent, în preaza tuturor OAT-urilor, nu doar la Pașcani, nu e o problemă locală, e una globală, să spunem așa, la nivelul întregului județ Iași, cetățenii au plătit taxă, o taxă care, să zicem, la Hălăucești se percepea din poartă în poartă. La Mogoșești era o taxă infimă, practic, stabilită prin hotărârii Consiliului Local. În schimb, când se trece la taxa stabilită prin ADIS, cetățenii conștientizează că ei plătesc o taxă și în virtutea acelei taxe achitate vor avea deșeuri din ce în ce mai mult. Adică o să le fie mai comod cetățenilor să le scoată, dacă până în prezent probabil o parte din aceste deșeuri erau arse în curțile proprii, o parte mergeau, știu eu, la foc în casă și așa mai departe, dacă mă gândesc la hârtie, la... Unii susțineau că nu au gunoi deloc. Exact, unii nu aveau deloc. O să vedeți că în perioada următoare vor fi munți. Adică, cu siguranță, anul viitor, când își intră în drepturi această taxă, la Pașcani este foarte bine că a fost, începând de acum 2 ani, practic, taxă la persoanele fizice și atunci gradul de încasare se îndreaptă către 90%, deci e bine. Da? Exceptând partea cu reciclabile. Aici e drept că nici societatea de salubrizare la care eu sunt director nu a putut să facă mai mult, indiferent de situație. Nu ne permiteam costul, adică să suportăm costurile în așa fel încât să ridicăm, având în vedere că noi transportam la Iași. Ca element de noutate, cum spunea și domnul Cojocaru, într-adevăr, acum toate deșeurile vor merge la Ruginoasa, indiferent de natura lor. Dar am spus, dacă în conținutul lor 75%
sunt deșeuri reciclabile, atunci e pe profitul UAT-ul într-un fel sau altul, pentru că el nu va mai plăti, reciclabile respective se scad din cantitatea totală de deșeuri de pe raza UAT Pașcani. Și un mod de a spune pe profit. Practic, factura este mai mică. Factura este mai mică pentru că nu vine cea consolidată odată care exprimă toată cantitatea în ansamblu ei. Despre ce discutăm în special? Trece o lună de zile, deci începând de pe întâi, vine nou operator. Colectează gunoiul care îl găsește, emite factură în funcție de cantitatea de gunoi colectată și transportată. Factură care este emisă pe UAT Pașcani, pe Primăria Pașcani. Factură care trebuie decontată de unde? Din bugetul local. Pentru că, din câte știu, este și cu titlul executoriu, nu? Exact. Adică în mod uzual, conform prevederilor legale, dacă la taxă, prin absurd, nu s-ar aduna niciun fel de bani, deci nu se susține din partea cetățenilor și a persoanelor juridice, dacă ele nu își achită debitele în funcție de, știu eu, metri cub sau cum s-a ridicat sau un sistem paușal, așa cum e calculat, cu siguranță că sumele vor fi enorme, dar vor trebui suportate din bugetul local, indiferent cum. Într-adevăr, de la începutul anului, deci pe anul ăsta bugetar practic, UAT Pașcani nu a avut o sursă suplimentară, a avut în vedere doar cheltuiala și au luat în calcul practic cantitățile de anul trecut și atunci au bugetat doar atât, sperând că persoanele juridice și persoanele fizice vor achita. Este foarte adevărat că se încasează bine, zic eu, de la persoane fizice, cu excepția persoanelor juridice care vor trebui să înțeleagă în perioada imediat următoare că nu pot beneficia de serviciu dacă nu își achită datoriile către firma de salubrizare, indiferent care va fi aceea. Da, deci subliniez încă o dată că sarcina va fi, presiunea cea mai mare va fi pe bugetul local, așadar dacă cantitățile de gunoi vor fi mari, cele care nu vor fi selectate, cu cât vor fi selectate cantitățile mai mari, cu atât beneficiul municipalității va fi mai mare și suma de plată care revine municipalității va fi mai mică. Altfel, presiunea va fi mare pe bugetul local și practic se iau banii de la investiții și sunt date, iată, pentru achitarea facturii. Despre asta este vorba. Sunt probleme uriașe în ceea ce privește taxa de salubritate achitată de persoanele juridice, de societăți comerciale. Persoanele fizice o plătesc de 2 ani de zile și o plătesc destul de bine. Încasarea merge bine la persoanele fizice, la societățile comerciale sunt probleme și efectele vor fi probabil următoarele. Dacă nu se încasează suficient, se va majora cel mai probabil taxa de salubritate. Pentru că și revenim aici exact cu presiune pe persoanele fizice, de vreme ce, iată, la juridice sunt probleme serioase. Ăsta este motivul pentru care sunt necesare discuții și reglaje în această perioadă și multă înțelegere și din partea societăților, din partea operatorilor, din partea celor care gestionează administrația locală. Ce se va întâmpla cu societatea de salubritate? Cea care, iată, de la întâi pierde principalul obiect de activitate, nu? Practic aveați încasări de 75% din încasări din veniturile societății, da? Erau de aici, bineînțeles, și ponderea 75% din cheltuială tot. Ce se va întâmpla? Am înțeles, o parte din salariați sunt preluați de nou operator. Da, vom rearanja organigrama societății. În funcție de veniturile pe care le vom avea, vom avea în vedere bugetul UAT Pașcani, care reprezintă undeva 110.000 fără TVA pentru măturat stradal. Pentru început rămânem cu măturatul stradal mai și, bineînțeles, dezinsecție și deratizare. Dar aici așteptăm câteva demersuri din partea municipalității în ceea ce înseamnă documentații pentru autorizarea, deci, la ANRSC. Curățenia rămâne atributul nostru, da? Exclusiv. Dispare obiect de activitate 3811,
se duc și restul conexe din clasa 3-8, pleacă în secundar și vine un alt obiect de activitate principal, măturatul, întreținere și dezăpezit. Ca obiect principal de activitate. Servicii care oricum trebuie făcute de cu siguranță, cineva. Cu siguranță și rămân la noi pentru că sunt în zona legii 51, acolo cu incidența legii 51. Bun, așteptăm cu mare interes, pentru că solicitări au fost suficiente. Avem și obiect de activitate chiar transportul, însă nu facem noi transportul. Așteptăm cu mare interes ca municipalitatea, Consiliul Local să decidă în această privință. Este păcat că s-a pierdut un tempo, s-a așteptat foarte mult. Întreprinderea AGC-le care se îndreaptă fără doar și poate, adică șanse nu sunt acolo de redresare către faliment iminent, deci nu insolvență cu reorganizare, faliment iminent, pentru că e vorba de datorii care nu pot fi spuse din cifre învățate la școală. Deci datorii da, extremă și nu există sursă, trebuie să fim realiști. Noi am venit cu o propunere, bineînțeles, avem capacitatea, adică ați propus să preluați chiar serviciul de exact, transport și din punct de vedere financiar, societatea nu are probleme, exceptând sincopele care se datorează faptului că nu încasăm banii, motivat de faptul că persoanele juridice nu plătesc sau nu toate, deci nu putem să le punem pe toate în același bloc. Pentru că sunt societățile mari, plătesc, cum e PAC Maia, cum e Remaro. Sunt sigur că ei își plătesc datoriile, însă sunt societăți mici care sunt în proximitatea punctelor de colectare și firește întotdeauna o să spună că românul e inventiv în general și trebuie să recunoaștem că ei nu au gunoi. Deci dacă au 200 de grame, să fim serioși, știm exact cât produce fiecare familie și știm și cât produce un angajat, trebuie să fim realiști. Și chiar dacă nu o să fim extrem de corecți, să fim români, dar măcar să ne plătim dările cu periodicitate, așa cum e stabilită această taxă, pentru că și unitatea care salubrizează trebuie să poată continua serviciu și obligată de lege. Veți primi această întrebare, sunt convins, și din partea consilierilor locali. Ați solicitat transportul public local. Veți face față? Veți avea cum să preluați această activitate? Da, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că ne bazăm pe niște calcule pe care le-am făcut anterior. Noi le-am făcut chiar de foarte multă vreme. Cred că de la începutul anului tot facem asta. Și avem capacitatea necesară, putem și firește că vom prelua de acolo, deci nu înseamnă că venim cu șoferi, noi cu oameni, noi avem capacitatea să preluăm măcar 11 salariați. Adică, dar nu și mașinile, din câte știu. Exclus mașinile, pentru că nu ne interesează, contractele pe care le au ei în derulare de închiriere, noi le-am traduce prin contracte la preț similar, rămâne mașina noastră. Deci exclus o astfel de variantă, este exclusă. Bineînțeles că am mers în fața Consiliului Local și am cerut și transformarea societății din SA în SRL. S-a înțeles greșit, probabil consilierii consideră că nu mă pot controla pe mine pentru că am puteri exclusive sau în schimb funcționează pe aceleași principii de guvernanță corporativă. Practic, Consiliul Local mă urmărește mai mult decât mă urmărea având și Consiliul de Administrație, însă lucrurile astea nu le-au înțeles, probabil nu le-au citit, nu sunt pe subiectul ăsta foarte bine informați. Nu poate exista o societate comercială, un SA, cu 50 de salariați. Este chiar exclus din punctul meu de vedere. Nu se poate așa ceva. Atunci nu poți vorbi de profit niciodată. Totuși suntem o societate a Consiliului Local Pașcani și consiliul trebuie să îngrijească să avem suficiente obiecte de activitate, să putem merge mai departe, să facem aceste servicii în cadrul instituționalizat al... Bun, ESA sau SRL e o chestiune care ar urma să fie clarificată poate mai târziu. Importante sunt însă răspunsurile privitoare la acest serviciu de transport public local. Noi să doriți să preluați și spuneți că aveți capacitatea sau societatea ar avea această capacitate. În ceea ce privește autobuzele sau microbuzele sau cum anume v-ați conturat dumneavoastră, v-ați planificat proiectul, acest serviciu? Proiectul la care am lucrat noi se referă la autobuze conforme cu normele europene. Mașinile care intenționăm să le achiziționăm sunt ca în fabricație 2008. Ele nu au funcționat de 4 ani de zile. Vor primi un recap complet.
Însă, dacă luăm în calcul că ele sunt din 2008 și nu au funcționat 4 ani, sunt în aceeași stare mai puțin tot ce înseamnă cauciuc. Închiriate, da? Sau cum? Avem posibilitatea să le închiriem, avem posibilitatea să le cumpărăm curate direct de la proprietar, persoană juridică, firește, nu persoană fizică. Avem extrem de multe posibilități în funcție de potența noastră financiară, practic. V-ați el se adaptează, ne înțelege și se mulează. Respectiv, pentru că sunt probleme. Autobuzele, ca să termin cu ele, autobuzele au capacitate de 27 de locuri înșezut, este exact ceea ce ne trebuie nouă, se înclină în stații pentru persoanele cu dizabilități, într-un și alte condiții, au aer condiționat, sunt moderne, practic sunt pentru ceea ce are nevoie municipalitatea, printr-o extensie, știu eu, o mărirea numărului de stații, putem veni în întâmpinarea cetățenilor. Eu am auzit că sunt voci sau sunt consilieri locali care ar dori să se externalizeze acest serviciu. Eu consider că trebuie să rămână în zona OAT Pașcani, fără a face politică, fără a fi, adică, direct interesat. Chiar dacă sunt interesat ca director de societate să primesc un nou obiect de activitate, eu vă spun că e cel mai bine să rămână în cadrul OAT Pașcani și să fie societate subordonată Consiliului Local. Indiferent. O ultimă întrebare. Aveți de gând să înființați și un traseu intern, zonă de alb, vale, cum au mai fost? Da, am luat în calcul, de asta am spus că la asta ne-am gândit și, bineînțeles, și în zona perurbană, adică în Gâștești, în Blăgești, Lunca, vor fi mai multe stații, cel puțin așa vedem noi lucrurile. Partea de Gâștești, știu eu, șoseaua Neamțului, rămâne neacoperită. Cetățenii care coboară, să zicem, la intrarea în localitatea Gâștești, mai iau 2 km până acasă, dacă stau, sau pe Pârâul Sec și în alte locuri. Adică trebuie redimensionate și regândite aceste stații și, bineînțeles, zona pe care trebuie să o deservească. Bun, vom vedea care vor fi discuțiile și când anume va fi luată o decizie. Până acum tot au amânat această decizie. Probabil vor fi obligați, după ce se va hotărâ soarta RAGCL-ului, vor fi obligați să discute, să rediscute acest subiect privind transportul public local. Punem punct aici emisiunea de astăzi. Așadar, de pe data din 1 octombrie, de săptămâna viitoare, de marți, un alt operator care face aceste servicii de colectare și transport a gunoiului menajer la Pașcani, în condițiile despre care am vorbit și vom mai vorbi de acum încolo, mai ales pe colectare selectivă. Punem punct aici emisiunii de astăzi. O seară frumoasă în continuare. Bună seara tuturor!